puteți să-mi spuneți ce înseamnă mai exact roadele despre care vorbește Biblia? Ce înseamnă că trebuie să aducem rod? Ce e acest rod la care se referă în Biblie? Acum, cuvântul acesta rod este o figură de stil. Iată, de exemplu, Domnul Iisus Hristos, la capitolul 3, versetul 8, l-a spus: faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Le-a spus fariseilor care veneau și ei se botezau, dar nu-și schimbau, nu-și transformau viața de tot. Rod însemna să o încheie cu faptele rele și de acum înainte să facă fapte bune. Roadele acelea erau fapte bune, fapte neprihănite, fapte vrednice. Tot Domnul Iisus în predica de pe munte spune: orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Și aici iar Domnul Iisus se referă la faptele, faptele unui om. Faptele neprihănite sunt roade bune, faptele rele, păcatele sunt roade rele. La Galateni, în capitolul 5, vorbește despre diferența care este noiat atunci când un om crede în Dumnezeu din toată inima, el primește Duhul Sfânt. Și dacă omul ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt, se lasă călăuzit de Duhul Sfânt, atunci Duhul Sfânt rodește în el, produce în el, dă niște rezultate, dă niște roade. Și invers, dacă urmează faptele firei, firea de asemenea ea produce niște roade. Și atât el le pune aici în contrast. El zice faptele firei care sunt roadele, roadele firii pământești. Zice, sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvie, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iată, acestea sunt roade rele. Roade rele și oamenii care le fac nu vor moșteni. Sunt fapte, fapte rele, patim rele. Roada Duhului, de la versetul 22, zice: dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftilor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftile ei. Ați văzut care sunt aici roade? Și în primul rând, când zici despre roade, vorbești despre ceea ce produce Duhul Sfânt în viața unui om. Astea sunt roada Duhului. Roadele neprihănirii sunt faptele bune pe care le faci. De asemenea, Biblia numește roade ucenicii pe care îi facem, oamenii pe care îi conducem noi la Dumnezeu, pe care îi aducem la Domnul Iisus Hristos prin propovăduirea Evangheliei. Acestea toți sunt numite roade. Iată, de exemplu, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că v-am trimis să aduceți roade. Roadele acestea la care se referă sunt oameni care se întorc la el.